Breaking News Exclusiv TV. Rezultate alegeri locale 2020. Președinte la CJ Bacău a fost ales Valentin Ivancea. La orașe, rezultatele sunt următoarele. Pentru municipiul Bacău, Lucian Viziteu. Municipiul Onești, Laurențiu Nepină. Municipiul Moinești, Valentin Vieru. La Comănești, același primar, Viorel Miron. Slănic Moldova, Gheorghe Baciu. Buhuș, Vasile Zaharia. Târgu Ocna, Cristian Ciubotaru. Dărmănești, Constantin Toma. Pentru comune, rezultatele sunt următoarele. Pentru comuna Agăș, primar ales este Doru Merlușcă. La Ardevan a recâștigat Victor Diaconu. La Asău a fost ales Emilian Budacă. La Balcani a fost reales Vasile Luca. La Bârsănești, Gelu Botezatu a fost ales primar. La Berești-Bistrița, primar ales este Ionel Alcaz. La Berești-Tazlău, primarul reales este Dumitru Tulpan. La Berzunți a câștigat Ștefan Tifan. La Blăgești a fost reales Laurențiu Munteanu. La Bogdănești a câștigat Nicolae Andrușcă. La Brusturoasa a câștigat Valeriu Atudorei. La Bucium a fost desemnat câștigător Cosma Fănică. La Buhoci, primăria va fi condusă de Cristian Iștoc. La Cașin a câștigat Cosmin Curelea. La Căiuți va fi primar Gabriel Orândaru. La Cleja a câștigat Petru Iștoc. La Colonești primarul va fi Valentin Mârzac. La Corbasca, Nicușor Andone a câștigat detașat. La Coțofănești a fost ales Viorel Olariu. La Dămienești a câștigat Vasilică Răileanu. La Dealul Mării a fost ales Gabriel Savin. La Dofteana, Ioan Bujor, rezultat foarte bun. La Faraoan a câștigat Cristina Ciurarupal. La Filipeni, primăria va fi condusă de Rodica Ambrosie. La Filipești, Petrică Lungu a câștigat detașat. La Găiceana, primar va fi Dănuț Florea. La Gârleni a câștigat Iulian Tancău. La Ghimeș-Făget a câștigat Peter Oltean. La Gioseni a fost ales Bernardin Tamaș. La Glăvănești, Gheorghe Tilibașa a câștigat. La Guravăi, Silviu Tinei a câștigat. La Helegiu, primarul este Nicu Ciprian Enea. La Hemeiuș, câștigătorul este Constantin Sava. La Horgești, a câștigat Luminița Temea. La Huruiești, Marian Zăbrăuțanu a câștigat mandatul de primar. La Itești a fost ales Ciubotaru Călin. La Izvorul Berheciului câștigător este Ionel Cristofor. La Letea Veche a câștigat Petru Dochiei. La Lipova, Costel Baciu a câștigat mandatul de primar. La Livezi a câștigat Sorin Ichim. La Luizi Călugăra a fost ales primar Leonard David. La Măgirești a fost ales Ion Cădă. La Măgura a câștigat Iordache Costrăș. La Mănăstirea Cașin a câștigat Adriana Enache. La Mărgineni a fost ales primar Marcelin Șolot. La Motoșeni, Constantin Ghelase. La Negri a câștigat Eugen Dumea. La Nicolae Bălcescu, Anton Schiller a fost reales. La Odobești a câștigat Adriana Ojog. La Oituz a câștigat Claudiu Petrișor. La Oncești a fost ales Marinel Puțeanu. La Orben a câștigat Costache Popa. La Palanca a fost ales Adrian Paliștan. La Parava a câștigat Costel Dediu. La Parincea, Sorin Roșu a fost reales. La Pâncești a fost ales Vișinel Grădinaru. La Pârgărești a câștigat Marius Gheorghiță. La Pârjol a fost ales primar Vasile Lupu. La Plopana a câștigat Vasile Tătaru. La Podul Turcului a fost ales Gelu Cioravă. La Podurii a câștigat detașat Diana Narcisa Miclăuș. La Prăjești a fost reales Jicu Petre. La Racova a fost ales Ionel Apetrei. La Răcăciun a fost ales Lucian Cheța. La Răchitoasa a câștigat Valentin Moraru. La Roșiori va fi primar Ionel Petraru. La Sascut, Ioan Răuță a câștigat primăria. La Sânduleni a fost ales Petrea Clopotaru. La Săucești a câștigat Valentin Manea. La Scorțeni a fost ales Gheorghiță Cătălin Anton. La Secuien a fost ales Dumitru David. La Solonți a câștigat Eusebiu Alexandrescu. La Stănișești a fost ales Teodor Bogdan Popa. La Sărata a câștigat Irina Argatu. La Strugari a fost ales primar Vasile Rotariu. La Ștefan cel Mare a fost ales Ion Vlasie. La Tamaș a câștigat Veronica Donțiu. La Tătărăști,
Petru Tăbăcaru a fost ales primar. La Traian, Sorin Ghergelucă este câștigător. La Târgu Trotuș, Cătălin Sabău a câștigat. La Urechești a fost reales Nicolae Talabă. La Ungureni a fost reales, pentru al șaptelea mandat, Vasile Bibire. La Valea Seacă a câștigat Ion Pravăț. La Zemeș a câștigat Răzvan Tudosă. La Vultureni, Dragoș Bogian este câștigător. Vă mulțumim pentru atenție. Mesajul a fost citit automat de Exclusiv TV Robotic. La revedere!